La Universitatea din Petroșani au început oficial cursurile de chineză, însă înainte reprezentanții Universității și a Institutului Confucius au ținut o prelegere despre ceea ce vor învăța și cât de important este ca tinerii să cunoască cât mai multe limbi străine. La întâlnire au luat parte elevi din cadrul a două colegii din Petroșani, respectiv Colegiul Național Mihai Eminescu și Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, precum și studenți din cadrul Universității Petroșenene. Au fost prezenți și doi profesori care predau limba chineză, care pe lângă limba maternă știu foarte bine și engleză și deja au învățat și limba română. So it's and a great honor to be here on behalf of Confucius Institute at Sibiu to introduce Chinese language and Chinese culture to you guys. And I really hope we can make a great progress together and enjoy the time together. And also, I really hope that someday in the future, with the skill, with the language you learn from here, with the skill you get from here, you can go visit China. Directorii școlilor au fost foarte încântați de idee și sunt de părere că odată cu învățarea acestei limbi, tinerii vor avea mai multe porți deschise în formarea profesională. Ca să le mulțumesc pentru oportunitatea care mi s-a oferit ca să înființăm în municipiul Petroșani o clasă Confucius în care elevii pot să beneficieze în mod gratuit de învățarea limbii chineze cu așa elementelor de cultură și civilizație chineză. În perioada actuală, când libera circulație a persoanelor nu este îngrădită, așa cum a fost la noi în țară până în 89, faptul că puteți să învățați încă o limbă străină, consider că vă dă o șansă în plus în desăvârșirea personalității voastre și dar și în perfecționarea voastră ca viitori angajați ai pieței muncii. Piața muncii care poate să fie la noi în țară, în Europa, dar de ce nu în China? Sau în altă țară în care limba chineză se vorbește în mod urât. Unii dintre voi probabil vă întrebați la ce vă folosește acum și poate în momentul de față nu găsiți un răspuns. Dar sunt convinsă că participând la aceste ore de limba chineză veți descoperi farmecul acestora, dar și necesitatea de a cunoaște noi lucruri. Song Shaofeng, profesor în cadrul Universității Lucian Blaga și directorul Institutului Confucius, consideră că odată cu învățarea limbii chineze, tinerii se pot angaja și în companii multinaționale. Poate că au șansă, nu știu, în viitor, adică cred că investiție viitor pentru oamenii, poate că firmă chineză o să vin aici. Exemplu la Teva, avem fabrica de biciclete, acolo angajată multe, câteva sute de oameni, sigur, mulți oameni învață limba chineză și mă refer, nu atineauri, nici oameni au văzut că piața de muncă e cea mai importantă, nu știu ce, și deocamdată mă refer că pregătim pentru înțelegere dintre oamenii, adică prietenia chino-română e nevoie, noi construim. Acesta s-a declarat încântat și extrem de mulțumit de numărul cursanților înscriși în acest an. Anul trecut s-au înscris 30 de cursanți, pe când în acest an aproximativ 270 de tineri vor învăța limba chineză. De reținut este faptul că aceste cursuri sunt gratuite și se fac la nivel de începători.